Bună dimineața, de aici, de la cazare. Am primit o carte de acest gen. A ajuns și micul dejun. Aici e intrarea în Biserica Evanghelistă Sfânta Maria. Să știți că iarna e ca vara. Până și zăpadă de aici. Asta e zăpadă, bineînțeles că e artificială, creată de tunurile lor. Bună dimineața, de aici, de la cazare. E dezastru patul nostru, nu am apucat să facem curat. Mergem să mâncăm. După care, cred că o să plecăm prin Poiana Brașov. Să vedem pe unde ne facem, ce mai vedem. Cred că o să ne stăm și aici, prin Sibiu, să vizităm Palatul Bruckenthal. Să vedem cum ne încadrăm cu timpul și ce anume o să găsim să facem. Până atunci, haideți la micul dejun. Terminat mini escapada. Ne ducem să ne plimbăm pe aici prin Sibiu. După care fugim acasă. Așa că cred că ajungem și la Păltiniș, dar depinde cât e Rebecca de cuminte. Avem un plan să mergem la muzeul Bruckenthal și apoi să ne ducem la catedrală sau biserica evanghelică. Nu știm exact cum se numește. Iar se duce la Globus Park. E fix. Tati, iar te duce, iar vine și aici la Globus Park. Da. Cine la spart, tati? Cine? Copiii răi. Copiii răi? Aoleu. Tati, poate nu la spart copiii, la transport oamenii răi. Oamenii răi. Poate spart oamenii răi. Da. Oamenii răi. Avem în față turnul care face trecerea între Piața Mare, pe care avem scris acolo, adică toată zona asta de aici, toată asta este Piața Mare, iar dacă trecem partea cealaltă, avem Piața Mică, care într-adevăr e puțin mai mică, dar e frumoasă și asta, majoritatea piețelor, cel puțin pe margine, au o grămadă de restaurante din acestea în aer liber. Se poate urca și în turn. Nu știu dacă avem timp să urcăm. Se poate observa piața de sus, se vede foarte bine și biserica. Pe care trei etaje. Pe, din câte știu, are o mini expoziție. Dar de fiecare dată când am ajuns în Sibiu, chiar n-am urcat în turn. Da, cred că mai ajungem. Cred că am venit aici de nu știu de câte ori să vă spunem, cred că ea foarte multe ori. Cel puțin la 7-a oară, să zic, cel puțin, dacă nu de chiar de mai multe ori.
Dar ne bucurăm de fiecare dată când venim aici, e un loc, nu știu, de două... fiecare dată vedem că sunt foarte mulți turiști, de obicei nemți, pentru că la aeroportul din Sibiu sunt foarte multe curse către Germania, zboruri către Germania. Așa, au foarte multe. În partea aceea am filmat, de fapt, am filmat aseară, poate o să mai mergem și în seara asta să mai filmăm încă o dată. În partea stângă, dacă mergem pe alee, o să găsim podul minciunilor. Populația Sibiului inițial a fost urmată din români, unguri și sași. Deci foarte mulți nemți sunt aici. Da, mami. Hai să mergem la biserică. Să vedem. Ce frumos se decora restaurantul. Avem în față biserica, da, pe care au recondiționat-o. Cred că a durat, nu știu, cred că 6 ani, nu știu. Mă gândesc că așa. Unde, acolo? Hai să mergem să vedem, pentru că eu știu că a durat destul de mult. Noi veneam și o luam pe mama mea de la aeroport de aici din Sibiu și de fiecare dată treceam să vedem dacă a mai făcut ceva. Deci data finalizării proiectului. Da, apare doar data finalizării. Anul trecut, de fapt, în februarie, dar știu eu că a durat destul de mult până când au finalizat-o. Dar oricum e superbă. Vrem să intrăm în interior, mi se pare că este 10 lei de persoană sau ceva de genul, dar o să ne uităm să vedem exact. Muzică în fiecare vineri, sâmbătă. Da, e foarte drăguț. Asta e intrarea, una dintre intrări. Hei, Rebecca! Uite, Noa. Ce frumoase sunt locuințele lor. Îmi place că păstrează bloanele, stilul lor. Și în Germania și în Austria, cred că păstrează aceeași... Tot la fel, da. Da. Aici e intrarea în biserica evanghelistă Sfânta Maria. Iar aici, ia uitați, cărțurile și când se poate vizita. Se poate vizita de luni până duminică. Avem aici și prețurile: 5 lei de adult, 10 lei de adult, 5 lei pentru elevi, pensionari și studenți, copii sub 18. Asta înseamnă că Rebecca intre gratis. Biserica aceasta este una dintre cele mai vechi și impresionante biserici aici în Sibiu. De curând s-a terminat, vă spuneam afară că s-a terminat de curând construcția. Șantierul bisericii, de ce pe internet, a fost întrerupt pentru o parte mare din timp și au fost reluate lucrările în urmă. 424. Forma actuală este cea de după renovarea din 1520. Tocmai a căzut ceva de sus.
Din ce am citit, corul bisericii ar fi undeva acolo, la balcon, și parcă se vede ceva sus acolo, parcă se vede ceva cărți sau... Așa mi se pare mie. Oricum o să mergem și sus, pentru că o să vrem să vedem și partea de sus. Biserica este în stil gotic construită. A fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Sibiu în anul 2004. Este superbă. Priviți vitraliile, chiar e superbă, superbă și câte detalii. Haideți sus să vedem ce găsim. Spuneam că pe aici se face accesul la turn. E destul de greu de accesat. Hai ușor, da, e destul de greu de urcat pentru un copil și nu numai. Dar sunt sigur că priveliștea o să fie superbă în momentul în care se ajunge. Wow, chiar e de urcat. Wow. Wow. Bă, sigur venirea pe unde trebuia? Pericol de împiedicare. Bineînțeles. Wow. Și nu este numai atât. Oare pentru ce sunt aceste scripete? Pentru ce erau? Tare curios. Și o scară acolo. Dumnezeule, cât e de urcat. Nu vine să cred, ne-a zis doamna de acolo. Dacă suntem siguri că vrem să urcăm, cel puțin copilul. Dar am zis că da, urcăm. Ia uitați cât mai e. Haideți. Am ajuns la niște clopote aici. Oare funcționează? Cred că da. Trag de jos cumva de ele. Cred. Wow, câte sunt. Wow. Mai sunt? Da. Gat, aici. Atât. Ok. Aceasta este turnul, cred. Practic, pentru această priveliște am urcat atât de mult. Fiecare fereastră are câte o priveliște deosebită. În partea aceea, acolo, în partea stângă, maximul imaginii în stânga, este piața mică, iar turnul din față, pe care îl vedeți în față, v-am zis că face trecerea între piața mare și piața mică. Dincolo de turn e piața mare. Vreau să vă spun că este extrem de greu de urcat aici, adică e greu pentru un om mare, pentru un adult, dar pentru un copil, deci sub nicio formă nu aveam cum să urcăm cu Rebecca pe aici. Dar da, cam așa arată zona turnului, ăsta e turnul. Și are diferite intrări, are de fapt ieșiri din acestea, unde se poate să... Are diferite zone de... în care poți să vezi orașul. Are 4 zone de genul acesta. Și acum trebuie să coborăm o grămadă de scări. Ne-a zis cineva că
Ar trebui să ne grăbim să nu ne prindă clopotele aici, pentru că o să ne distrugă urechile în momentul în care o să pornească. Așa că haideți repede înapoi. Nu mai stăm. Ușa către 100, cele 151 de trepte pe care le-am urcat noi până sus, le-am numărat. E destul de greu să urci cu un copil mic, de aceea Rebecca a stat aici, nu a urcat cu noi. E destul de greu pentru un adult să urci, dar pentru un copil, sunt nicio formă, cred că nu știu, până în 10 indicat. Ani. Nu e indicat, așa că cam asta a fost priveliștea de sus. Mergem la Burkenta, să vedem și Burkenta. Locul unde scriezi propriul suvenir. Deci, practic, dacă ne luăm după imagine, prima dată selectăm imaginea de aici de jos, cu ajutorul roții. După care, băgăm token, jetonul pe care ne-l dau ei și mai vătem de roată și aia este. Ideea este că ei spun că aseară a venit cineva și în loc să bage, pentru că, uita, se bagă din acestea speciale, în loc să bage jeton din acesta, a băgat bani și s-a dus naiva. Oricum, ideea este că poți să-l cumpere așa direct. Nu știu dacă se vede bine pe cameră. Greu cu copil mic să te duci să vezi, pentru că nu prea, n-au răbdare. Cam asta a fost experiența cu Muzeul Național de la Burkenthal. Mergem la Părtinici. Tocmai ce am ajuns la Păltiniș. Pentru că suntem morți de foame, că nu mâncarăm decât micul dejun azi dimineață și ora 2, 3, 3 chiar. Ne-am gândit să ne oprim aici. Să mâncăm, 0 grade se numește. Haideți să vedem ce au acolo. Ce găsim? Am fi vrut să mâncăm la restaurantul de acolo, din spatele meu, dar
nu știu, au doar pizza și pe lângă faptul că nu arată așa bine, e și extrem de scump. Așa că, nu știu, probabil că o să ne ducem în Sibiu. Să ne întoarcem în Sibiu să mâncăm ceva de acolo. Nu arată rău așa locația, dar nu vrem să mâncăm doar pizza, având în vedere că avem, suntem cu fata și ea de regulă mănâncă ceva ciorbică pe la prânz. Am învățat-o așa cu ciorbică. Și trebuie să-i dăm ciorbică să mănânce. Să știți că iarna e ca vara. Până și zăpadă de aici. Asta e zăpadă, bineînțeles că e artificială, creată de tunurile lor cu zăpadă, dar uitați-vă și voi că e topită. Topită și asta zăpadă. E extrem de moale. Sunt 7 grade afară, cred. Hai, dă mami. M-ai lovit. M-ai lovit. Hai și tati. Fugi, 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 fugi. A fost frumos, mami? Este frumos? Este frumos? E frumos, păcat că nu e zăpadă. Decât pe părtie. E foarte încântată. Eu ce încântată e. Zi, tati, parcă ar fi vară. Ești cam roșie, roșie în obraj. Îți e fric? Bine, da, păi mă adunai pe iertă, tati. Adu-se, tati. Super, hai, hai acasă. Hai să popăm. Hai să popăm ceva, tati. Hai să popăm și după aia mergem acasă. Da. Gata. Risotto cu vită și cu creveți. Creveți? Da, o combinație. Aici avem ou, carne de vită, ceva sosuri. Tocmai ce am mâncat aici la Benjamin House. Mâncarea foarte, foarte bună, mi-a plăcut mult. De regulă nu mănânc, adică nu-mi place burgerul cu ou. Ăsta mi s-a părut ok și mi-a plăcut mult că nu au fost bucățile de carne. Nu a fost carne tocată, au fost bucăți, chiar bucăți întregi de vită, tăiate subțiri. Chiar nu mi-a plăcut mult de tot. Și da, am avut și niște ciuperci pe acolo, ceea ce la fel mi s-a părut interesant. Mergem acasă, sunt obosit. Mergem acasă la Craiova, avem de parcurs cel puțin 4 ore până acasă, așa că o să fie un drum lung. Cam asta a fost de aici, din Sibiu. Ne vedem cu următorul vlog. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut, prin ce experiență am trecut noi pe aici. Și ne vedem cu vlogul următor data viitoare. Pa, pa!